Dar la ce spuneți noastră jumări? Ce înseamnă jumări aici? Jumări, cum se pregătesc? Tochitura de porc. Adică când tăiați porc? Când tăiam porcul iarna, toată carnea o tocheam. Tochită și o puneam în borcane, în putină și aveam noi. Și o păstrați pentru? Și o păstrați pentru, mâncam și iarna. Vă dați seama, dacă creșteam porc peste suta. Și vara? În general se păstra tochitura asta pentru vară, cât se mergea la câmp, era mai ușor de luat da, pe câmp. Sigur. Și cu ce mai combinați? Cu ce se mai făcea tochitura asta? Se făcea cu scrob. Și câte zile se ține? Cum se conservă? Cum se ține la sare sau cum o puneți ca să o afumați? Prima dată, când, după ce se taie porcul, se ține vreo două zile la sare și după aceea se topește. Se afumă și după aceea se topește. Și la fum unde o țineți? În podul casei sau unde o țineți? Aveți afumătoare? În afumătoare. Dar înainte unde țineau oamenii? O țineam în podul casei oasele afumate. Oasele afumate deci le țineam în podul. Da, pentru că podul casei era un pic mai aerisit și mai răcoros. Da.